deschide. Pleacă. Nu! Rămâi acolo. Simona, tu știi deschide. Ce a făcut mama? Și-a refăcut viața. Are alt copil cu alt bărbat. Ce, eu nu pot să mai am copii sau cum? Sunt o femeie liberă, fac ce vreau cu viața mea. Simona, da, e, nu știu dacă ai uitat sau n-ai uitat, dar e copilul tău. Pentru mine acest copil nu e binevenit. Simona, nu poți să spui așa ceva, e doar un copil. Părinții își refac viețile, nu ai ce să faci. Tu doar mă iubești? Da, te iubesc. Te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta și atunci, știi foarte bine. Atunci, mă ajut? Mă bucur că a dispărut acel copil. L-a făcut ca să mă uită pe mine, să nu mai mă iubească. Normal că sunt geloasă, tu-ți dai seama? Tudor, uite-te la mine și zi-mi adevărul. Tudor, uite-te în ochii mei și spune-mi adevărul. Mi-e și rușine să vă spun. Am plătit pe cineva să-i facă felul. Mi-ai livrat doar minciuni. Așa că ești o ușuratică, meu. Ești o ușuratică, atât. Poftim? Da, ce-ai auzit. Cei mai afectați în urma unui divorț sunt copiii. Pentru că universul lor este însăși familia, unde se simt protejați și iubiți. Odată cu divorțul, dispare și climatul familial și se instalează în mintea și în sufletul lor confuzia și un cumul de trăiri și sentimente contradictorii pe care nu reușesc să le gestioneze. De aici și dezechilibrul lor emoțional și sentimentul de abandon, care nu iartă. În episodul de astăzi vă prezentăm drama emoționantă a unei familii în care veți afla cum, pornind de la un divorț, lucrurile pot scăpa de sub control și se poate ajunge la un deznodământ greu de imaginat. Simona Ionescu este o tânără frumoasă și carismatică de 19 ani, studentă în anul 2 la Facultatea de Litere. Locuiește cu tatăl ei, Dan Ionescu, care în ultimii 3 ani a devenit pentru ea singurul punct de sprijin. Tot în răstimpul acestor 3 ani, Simona s-a închis în ea, dar în compania iubitului ei, Tudor, ea renaște și devine jovială și plină de viață ca odinioară. Simona și tatăl ei locuiesc într-un apartament frumos, dotat cu toate cele necesare, iar sarcinile gospodărești se împart în funcție de ce program are fiecare a doua zi. La ce oră te trezești mâine dimineața? Mergi la școală, nu? Da, merg la școală. Încep la 10, dar voi pleca mai devreme. Mă văd cu prietena mea, Daria. Mm-hmm. Foarte bine. Ok, la 10. Eu la 7 o să pun rufele când mă întorc, dacă nu stau întinse prin miros. Stai liniștată, vin eu de vreme. Le voi întinde eu și le bag la spălat, da. Sigur? Da. Super, super, bravo. Tot ok la școală? Da. Totul bine, note da? Bune, cum mă știi, tată? Bravo, bravo, mă bucur mult. Da. Super. Fata mea cu minte. Bună la școală. Ok, mâncarea îți place? Foarte bună, ai gătit excelent în seara. Super, mă bucur. Sunt Simona Ionescu, am 19 ani și locuiesc cu tatăl meu. Părinții mei au divorțat în urmă cu 3 ani, iar mama a plecat și ne-a lăsat. Cu greu am trecut peste acest episod din viața noastră. Acum suntem bine, cât se poate de bine. Ești un tătic minunat, priceput în orice. Pentru tine, întotdeauna, știi foarte bine. Și eu pentru tine, la fel, tată. Ești cea mai bună, cel mai bun copil din lume, crede-mă. Mulțumesc frumos. Deși mama îmi lipsește foarte mult, tata reușește să-i țină locul și ei. Ne înțelegem de minune. Ce-i Simona? Simona? Simona! Simona! Măta e gravidă. O să ai un frățior. Simona! Simona! Ajunge, pleacă de aici! Faptul că Maria a rămas însărcinată și vestea a ajuns la urechile ei indirect îi întărește convingerea Simonei că vinovată pentru destrămarea familiei este doar mama ei. Dar oare așa să fie? Nu, nu poate fi adevărat. Nu pot să cred că ne-a trădat în halul ăsta. Să nu zici hop până nu sar gardul. Fica mea a primit un mesaj care și pe mine m-a lăsat mască. Rămâi acolo! Simona, tu știi deschide... ce a făcut mama?
Și-a refăcut viața, are alt copil cu alt bărbat. Simona are viața ei și e normal, se poate întâmpla. Ia auzi, cum s-o consoli tata? Are alt copil, o să iubească alt copil în loc de mine. Tu îți dai seama? Simona, deschide ușa să vorbim, te rog. Nu sta dincolo de ușă. Ei e absolut normal, are viața ei, trebuie să înțelegi. Și pe mine cine mă înțelege? Acum înțelegeți de ce am ales să rămân cu tatăl meu? Ea a dorit să fie rebelă. De asta n-am ales să mă duc cu ea. Știu, Simona, știu, nu te supăra. Te rog să te calmezi și să procesezi la rece. N-ai ce să faci, te rog. Rămâi acolo, te rog. Simona, te rog, deschide ușa, Simona. Rămâi acolo. Simona, trebuie să înțelegi, nu trebuie să te superi absolut deloc. Nu am cum să înțeleg o femeie ca ea. E mama ta cu o femeie ca ea, e mama nu, ta și... Nu, mama nu e mama mea. Simona este mama ta și are viața ei, are... Nu poți să te superi în halul ăsta. Da, n-am pe ce, crede-mă, n-am pe ce când aflu că stau liniștită la masă și aflu că mama are alt copil, așa, o veste frumoasă, cum? Simona, te rog frumos, deschide ușa și hai să vorbim. Nu am ce să vorbesc cu nimeni, vreau să stau singură. Simona, e totuși un copil. Este clar că nu pot să vorbesc cu ea în seara asta. Dar mâine e o nouă zi. Rănile trecutului s-au redeschis în sufletul Simonei, care nu își mai poate potoli plânsul și suspinele, iar lui Dani este greu să-și liniștească fiica, deși l-a surprins și pe el vestea despre sarcina Mariei. A doua zi, Dan a sperat că Simona își va reveni din supărare, însă nu a fost așa. De aceea, el speră să găsească o soluție împreună cu fosta lui soție și o invită la o cafea. Bună, dragă! Bună, stai jos, te rog! Ce s-a întâmplat? Ce faci? Mai zăpăcit? Maria, aveam și eu treabă, chiar era momentul să... Nu e un subiect pe care puteam să-l vorbim la telefon, trebuie să-l vorbim față în față. Bine, despre ce e vorba? Bine că mi-ai luat și mie o cafea, că n-am avut timp nici măcar o cafea să beau de azi dimineața. Ți-am luat o cafea, sigur că ți-am luat o cafea. Așa, ia zi. Și în capul tău, în primul rând. Poftim? Eu sunt ultimul care aflu. Adică despre ce vorbesc? Stai că n-am înțeles. Despre ce vorbesc? Da. Pe cum? Chiar nu știi, nu? Păi nu înțeleg. Despre ce e vorba? Maria, eu trebuia să aflu ultimul, nu puteai să-mi spui și mie? Ce măi, ce să-ți spun? Nu puteai să-mi spui și mie că ai rămas însărcinată? Cu Maria trebuie să mă port cu mănuși. Nu-mi permit să intru în ea ca atunci când eram căsătoriți. Dacă Dan și-a imaginat că eu vin aici ca să-mi arată el degețelul, se înșeala marnic. Asta era, măi, Doamne, ce mai speriat. Asta era, atât de simplu, asta era. Păi, am vrut să spun, dar n-am avut cum. Am zis să mai stau, că nu știam sigur, zic să mai așteptăm și aia a fost. N-am vrut să știe nimeni deocamdată, da? Tu știi ce s-a întâmplat aseară? Știi ce s-a întâmplat aseară? Că Simona a primit un mesaj în care era anunțată că maica sa e însărcinată. Știi ce față a făcut? Ai idee ce față a făcut Simona? În primul rând, nu înțeleg de ce a făcut fața, primul rând. În al doilea rând, ce fața a făcut? Pentru că, stai puțin, ce, eu nu pot să mai am copii sau cum? Sunt o femeie liberă, fac ce vreau cu viața mea. Simona, da, nu știu dacă ai uitat sau n-ai uitat, dar e copilul tău și normal că s-a gândit cum, ce fața a făcut când a auzit că maica sa e însărcinată. Da, bun, e mare, mă, nu are 5 ani să fie șoc. Și trebuia să-mi spui mie întâi ca să afle altfel să nu... Dar eu nu am știut că ea știe, de unde să știu treaba asta? Să mă mai scutească pe mine cu Simona răsfățată asta care e, pentru că am crescut-o prost. Crede că totul îi se cuvine. Însă ghiși ce? Nu îi se cuvine totul. Nu vreau să-i reproșez Mariei că i-a spus Simonei că a rămas însărcinată. Însă trebuie să fie mai atentă, să gestioneze aceste lucruri cu mai multă atenție. Deci dacă nu ți-am spus ție, dă-ți seama că eu nu vreau să spun nimănui. Și atunci cum i-a trimis Simonei mesaj? Știi cine i-a trimis Simonei mesaj? Știi? Păi tocmai că nu știu, pentru că... Da, știu, știu cine. Cine? Sora mea, bănuiesc. Aha, mulțumesc, mai bine. Dar ea e singura care știa. Și ți se pare că e normal? Ea e singura. Ți se pare că e normal? Păi mă, nu mi se pare normal, dar ce să fac dacă ea i-a trimis pe... Deci ea a crezut că face cine știe ce chestie.
O surpriză frumoasă. Maria, și când colo, uite că așa s-a întâmplat. Din păcate, n-a fost o surpriză frumoasă, a fost o surpriză chiar... Foarte, foarte urât. Da, știu. Îți dai seama că nu i-a picat bine. Măi, eu nu am crezut că face așa ceva. I-am spus ei și știa numai ea. Ea a pus imediat mâna pe telefon și a scris mesajul acela. Ce era să fac? Eu și fosta mea soție avem o relație ok. Atât pentru noi, cât și pentru Simona. Păi stai așa, mă, băiatule. 20 de ani te-am tot anunțat. Și nu s-a întâmplat nimic. De ce aș mai face eu și de acum înainte? Tu cum ești? Păi, sunt bine, deocamdată sunt bine. Da. Doar că e normal, nu mai am 20 de ani, nu? Și va trebui să merg un pic mai des la control. În rest, mulțumesc, domnule, până acum sunt bine. Am înțeles. Ai nevoie de ceva ajutor? Ai nevoie... Mulțumesc mult, dar chiar nu am. Dacă o să am, bineînțeles că o să-ți spun. Ok. Dar, okay. Nu, până acum e ok. Ai medic, ai tot, nu? Păi da, îți dai seama, nu? Medicul care l-am avut întotdeauna, de atâția ani. Ok, trebuie să ai grijă de tine, știi, nu? Adică e vârsta, e... Nu trebuie să fii speriată, dar... Nu sunt speriată, nu sunt, chiar sunt bucuroasă, dă-ți seama că altfel nu făceam pasul ăsta, nu? Uh-huh. Te rog eu, nu uita, când e ceva, anunță-mă și pe mine, te rog eu mult. Am fost 20 de ani împreună, am dormit în același pat, nu pot să nu fiu îngrijorat de starea ei de sănătate. Faptul că am rămas însărcinată, îl asum. Deși nu este vârsta potrivită, eu cred că este un nou început. Oh, eu trebuie să ajung la birou. Am venit repede că trebuia să vorbim față în față. Vrei să te las undeva? Păi numai că acum eu am avut treabă, dar de acum mi-am anulat treburile ca să vin să mă întâlnesc cu tine și o iau așa frumos pe jos, fac o plimbare. Sigur? Uh-huh. Bine. Ai grijă de tine, da? Pa! Bine, hai, te pup! Deși au divorțat, Maria și Dan se pare că au rămas în relații mai mult decât civilizate, chiar de prietenie, am spune, ceea ce nu este rău deloc. Să revenim acum în apartamentul Simonei, unde avem ocazia să o cunoaștem pe colega și prietena bună a Simonei, Daria. Simona, ce ai? De ce arăți așa? Eu nu pot să vorbesc, m-am apucat spumele, nu pot! Dar ce s-a întâmplat? N-ai apărut la facultate? Ce s-a întâmplat? Ce a fost chiar așa de grav încât să lipsești? Cum poți să apar la facultate? Uite-te ce mesaj am primit aseară. E de la mătușa ta, de la ea ai aflat, nu? Mm-hmm. Da, la ora 10 am primit acest mesaj. Tatăl tău ce a zis? Tata? Ce să zică? O consolează pe mama. Faptul că mama este însărcinată ar trebui să fie un motiv de bucurie. Nu te întristare. Ce om să fii să faci așa ceva? Deci o urăsc, o urăsc de moarte. Nu e o veste chiar așa de rea. Da, și el a acceptat ideea, dar eu nu pot să accept. De ce să nu accepti ideea? E o veste bună până la urmă. Pentru mine acest copil nu e binevenit. Simona, nu poți să spui așa ceva, e doar un copil. Părinții își refac viețile, nu ai ce să faci. Da, se despar la un moment dat. Toți trebuie să ne continuăm viața. Da, dar nu în modul ăsta. Mama a plecat, ea o să iubească alt copil. E normal să fiu invidioasă, geloasă pe ea și pe copilul ei. Nu o să iubească alt copil, o să mă iubească pe amândoi în mod egal. Da, la început o să fie mai greu, o să fie mic, tu ești mare deja, trebuie să realizezi, trebuie să-l iubești, trebuie să ai grijă de el, să o ajuți. Nu mai folosi cuvântul mama mea, ea nu este mama mea, ea nu mă va iubi, ea va iubi doar acel copil din moment ce pe mine m-a lăsat singură și alături de el dorește să rămână, nu are cum să mă iubesc. Și are făcut viața, e normal, ce-ai fi vrut să stea, să sufere după tatăl tău? Te rog frumos, nu mai spune de tatăl meu este un om bun. Da, dar asta nu înseamnă că mama ta e un om rău doar pentru că a reușit să-și refacă viața mai repede decât tatăl tău. Nu cred că pe Simona o deranjează faptul că va avea un frate. Cred că mai mult o deranjează că mama ei o să trebuiască să împartă dragostea. Totul se întâmplă din cauza ei. Din cauza ei nu mai am eu familie. Din cauza ei s-a destrămat familia asta. Nu poate să facă un copil cu alt bărbat. Adică mama să nu mai fie mama? O să fie tot timpul mama ta. Ea te-a crescut, ea te-a născut până la urmă. Doar pentru că o să vină alt copil nu înseamnă că o să te neglijeze pe tine. Mama nu îți este femeia care te naște. Mama îți este femeia care rămâne lângă tine și te crește.
Și ai fi vrut să rămână lângă tatăl tău, să stați, să vă certați, știi bine cum era înainte. Și ai fi vrut să se ajungă la bătăi, la scandaluri. Tu îți dai seama ce viață ai fi trăit? Tu știi cum este să trăiești într-un scandal continuu? Aia nu e viață, te asigur. Pur și simplu n-ai cum să trăiești așa. Mai bine accepti un copil, ești fericită că mama ta și-a continuat viața și aștepți să-și continue viața și tatăl tău. Dar tu știi cum e să nu ai doi părinți lângă tine, Daria? Nu, nu știi cum ești. Ești o răsfățată. Tu n-ai avut parte de așa ceva. Uite că eu le trăiesc pe propria mea fire. Eu sunt răsfățată. Tu tocmai învinuiești acel copil și tot eu sunt aia răsfățată. Tu chiar așa vrei ca toată lumea să fie pe lângă tine, să stea lângă tine, chiar dacă ei nu se mai înțeleg, să nu-și continue viața doar ca să stea în cercul tău, să stea tot timpul lângă tine. Tu chiar nu ești conștientă de ceea ce vorbești? Mai ai 5 ani, pe bune și la facultate. Revină-ți odată. Femeia asta ne-a făcut mult rău. Dar până aici, o să iau atitudine. Știi ceva? Eu n-am nevoie de tine. Pleacă, pleacă acum. Mă umpli mai tare de nervi în loc să mă ajut. Pleacă! N-o să plec nicăieri. Ai nevoie de mine și voi sta aici lângă tine. Te voi ajuta. Te rog frumos, pleacă. Pleacă, te rog frumos. Nu așa te porți cu un prieten. Încearcă să realizezi ce ai făcut. Nu s-a purtat niciodată așa de urât cu mine. Dar nu acuz. Pe de-o parte, o înțeleg. Simona suferă și are convingerea că mama ei nu o mai iubește de vreme ce a plecat de acasă și ea mai este convinsă că micuțul care se va naște reprezintă o amenințare pentru ea și familia ei. Pe fondul ei emoțional vulnerabil, lipsa de comunicare dintre ea și părinți o poate face să ia decizii nu tocmai bune. Ce-ai pățit, iubirea mea? Iartă-mă, sunt doar puțin agitată, îmi voi reveni imediat. Am venit într-un suflet, ce-ai pățit? Ce? De ce m-ai chemat aici în parcul ăsta? Pe vremea asta... Nu am pățit nimic, o să-mi revin, iartă-mă, te rog. Ți-a făcut cineva rău? Nu, liniștește-te, te rog, liniștește-te. Și să mă liniștesc că am venit într-un suflet aici, am crezut că ai pățit ceva, că nu știu să mă chem în parcul ăsta, credeam că ai venit la facultate, nu sunt aici. Bine. Ce-ai pățit? Spune-mi că nu mai pot. Ce-ai pățit? Pot să mă ajut cu ceva? Cu ce? Cu ce să te ajut? Cu ce? Te ajut cu orice ai nevoie. Sunt atât de supărată pe mama încât vreau să mă răzbun. Și pentru asta vreau să mă ajute Tudor. Tudor, tu mă iubești? Normal că te iubesc, iubirea mea, dar ești iubita mea, cum deci să nu te iubesc? Deci poți să faci orice pentru mine. Mă ajuți, da? Deci, de ce ai nevoie? Da, te ajut, de ce ai nevoie? Mulțumesc frumos. Da. Da, spune-mi ce ai nevoie, ce s-a întâmplat? Lămurește-mă și pe mine că fierb aici. O vezi pe femeia aceasta? Tudor nu o cunoaște pe mama. Neștiind despre cine este vorba, sigur mă va ajuta. Așa, o văd. Ce femeia s-a întâmplat? Femeia asta vrea să ne facă foarte mult rău familiei noastre. Mie și tatălui meu. Își bagă coada unde nu trebuie și vrea să ne distrugă cu orice preț. Și ce aș putea să fac eu? Vreau să-i dai doar o lecție. Ești bărbat, ai forță, te duci la sală, pot avea încredere în tine. Păi da, mă, iubirea mea, mă duc la sală să arăt bine, mă duc la sală să ce să fac, să mai audă oameni, să ce să fac? Tu doar mă iubești? Da, te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta și atunci, știi foarte bine. Atunci, mă ajut? Eu nu sunt capabil să fac așa ceva, dar cunosc pe cineva care, pentru o sumă potrivită, face ce trebuie. Văd eu cumva, fac într-un fel și... Doamne, doamne, ce mă pui să fac? Da, bine, o rezolvăm. Facem cumva să fie bine și o rezolvăm. Acum că planul este făcut, să vedem cine plânge la urmă. Dar sigur nu sunt eu. Știi că te iubesc mai mult decât orice. De și întotdeauna te voi ajuta. Desigur mă pot baza doar pe tine, nu? Întotdeauna, iubirea mea. Întotdeauna. Bine. Acum hai să mergem. Hai să mergem, că-i frig. Tudor s-a lăsat convins de Simona și decide să o ajute din dragoste pentru ea. Doar că, de multe ori iubind, nu treci prin filtrul minții ce decizii ei. Mamă, ce frig e! Sper să merite! Hai odată, hai mai repede odată! Ce mai repede, mă! Sper să merite că m-ai scos din casă pe frigul ăsta! Te salut! Merit, am o treabă cu tine! Mamă, m-ai luat așa tare! Ce treabă ai tu cu mine, mă? Am și eu o rugăminte la tine. Știu că tu te pricepi. Nu mă pricep la multe, la unele lucruri mă pricep. Fii atent încoa. Am nevoie, o iau cu început. Așa. O femeie, ți-a de iubita mea, o deranjează rău de tot. Și mi-a spus și mie, și știi că eu o iubesc până la Dumnezeu și înapoi.
Și... Hai, te pup, eu nu fac afaceri cu femei. Stai un pic. Ce? Stai un pic, am o treabă. Puștii ăștia au impresia că dacă le dai bună ziua pe stradă, îți pot cere luna după cer. Cred că am întins un pic coarda. Credeam că sunt mai prieten cu el, dar situația aia stă un pic diferit. Nu faci așa... Ce să fac eu nu faci așa cu o femeie? Oricum, ce aici tu partea ta acolo. Aici tu partea ta, e o parte bună acolo. Vreau să-i transmit un mesaj asta. Ascultă-mă un pic, că vorbești mult. Normal că am partea mea. Pentru că eu nici pe fratele meu nu l-aș jupă degeaba. În al doilea rând, e vorba de o femeie. Ce crezi că pot să fac eu cu o femeie? Simplu, îi transmit un mesaj scurt și clar. Dar ce să nu mă deranjeze pe Simon. Te duci la poștă, scrii o telegramă și eu... Băi, tu ai înțeles ce mesaj o să-i transmiți, da? Nu telegramă, o telegramă. Mai special așa, mai de cartier, dacă înțelegi. Am venit la omul potrivit. El mă va ajuta să-i rezolv iubitei mele problemele. Obositor mai e puștiul ăsta. Nu sunt obișnuit cu astfel de oameni. Cei care mă angajează pe mine știu exact ce vor. Și îmi explică tot în câteva cuvinte. Știi? Stai, că fratele tău n-a venit așa bol. Ai aici să-ți iei tu, fratele meu, ce vrei tu de aici, da? Și nu-i dă loc puțin. Baghe acolo frumos. Fii atent. Te-a cinstit fratele tău și nu mă dezamăgi. Ia ascultă-mă. Banii ăștia sunt pentru deranj, că a trebuit să ieși din casă, să îngheți. Trebuia să-mi spui că vrei să-mi spui o prostie, că am luat și geaca pe mine, știi, să nu sufăr de fric. Băi, se revanșează fratele tău și cu mai mulți, dacă duci treaba la bun sfârșit. Asta e așa o garanție. Asta că nu mă lași. Asta să o scot pe femeie la un suc. Pentru ce vrei să fac, suc, dacă știi ce zic. Va trebui să mai pui aici bănuți. Și știi că nu glumesc. Mă, te rog frumos, ia așa acum și să mai dau după ce duci treaba la bun sfârșit. Eu nu-mi bag pielea în saramură pentru mărunțiși. Dacă dublează suma, poate mă gândesc să o sperii pe doamna asta. Deși nu pare sigur că va rezolva problema, sunt ferm convins că o va face. Când? Nu știu, dar o să aflu. Mai poți să faci rost de niște bani până diseară? Nu de alta, dar să pot să mă mișc și eu. Ce înseamnă până diseară? În câte ore ai nevoie? 6 ore. Cel până să întunec. Și mai vreau ceva. Îți dau un telefon mai pe seară. Mai pe seară și o să ai tot ce băi, trebuie. Băi, ascultă-mă! Vreau detalii despre femeia asta. Cum o cheamă? Cine e? Din ce familie provine? O să-ți dau pe mesaje. Eu nu mai au de lumea iurea. Că dacă femeia asta e bine pusă, eu nu mă ating de ea, înțeles? De ce să nu te atingi pe ea? De ea, dar banii aia? De bani te atingi? Îți plac bănuții? Și de aia care vin îți plac, nu? Îți plac, nu? Consider că nu mi-ai dat, da? Mă așteptam să nu fie tocmai ieftin, dar pentru iubita mea dau oricât. Aștept detaliile. Și aștept și banii. Până diseară. În 6 ore îți dau un telefon. Hai. Și ne vedem. Fratele, afacerea nu e încheiată. Vezi că merg pe tine, merg pe mâna ta, da? Să nu mă dezamăgești. Ura Simonei, lipsa de rațiune umbrită de iubirea lui Tudor și lipsa de scrupule a unui individ dubios sunt ingredientele perfecte pentru a pune în pericol două vieți. Hei, doamnă! Ce s-a întâmplat? Alo? Doamnă? Doamnă, spune ceva, te rog! Ce s-a întâmplat? Aoleu, Dumnezeule! Nu mai are nici puls, cred. Alo, spune-mi, te rog, cum te cheamă măcar să dau telefon la salvare. Doamnă, aoleu, Dumnezeule, spune ceva, doamnă, te rog, cum te cheamă măcar. Doamne, ferește. Ce ți-e și cu viața asta? Astăzi ești, mâine nu mai ești. Moartea nu ține cont de vârstă. Bună ziua, fiți drăguți, vă rog, trimiteți o salvare aici la... Nu știu să vă spun adresa, sunt în fața parcului și este o doamnă trântită jos, nu mai are puls, nu reacționează de niciun fel. Sunt foarte speriată. Nu știu cum o cheamă. Nu știu nimic, am văzut-o doar jos aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă rog, trimiteți cât puteți de repede. Deci chiar în față la parcul. Vă mulțumesc tare, tare mult. Da, mulțumesc tare, tare mult. Zi bună.
Am făcut și eu ce am putut. Am avut puțin grijă de ea, că suntem oameni doar, nu? De necrezut la ce s-a ajuns, Maria nu a comunicat cu Simona într-un moment de criză familială și iată repercusiunile. Dar lucrurile se pare că scapă de sub control. Cei de la salvare nu prea păreau încrezători, dar ajungând la spital sper să aibă o șansă. Dana a fost sunat de medici și îngrijorat ajunge într-un suflet la spitalul unde se află Maria. Aflând într-un târziu ce s-a întâmplat, iată că apare la spital și Simona. Doamne, ce cauți aici, tată? De ce plângi? Simona! Simona, știi foarte bine de ce. Știi foarte bine ce s-a întâmplat cu mama ta. Nu crezi că nu ai ce să cauți aici? Ar trebui să fie altcineva aici, nu tu. Simona, te rog frumos să nu fii obraznică. Ba sunt, cum să te găsesc aici pentru fosta ta soție? Femeia asta mi-a fost alături timp de 20 de ani. Cum să nu vin să văd ce se întâmplă cu ea? Cum să nu-mi fac griji pentru ea? Simona, este mama ta! Nu, nu. Ea a plecat și a refăcut viața pe noi, ne-a lăsat, n-are cum să fie mama mea. Simona, te rog frumos, nu mai fi așa. Nu te gândești că poate nu i-ai de vină. Dar cine să fie tată de vină? Tu mereu ai fost lângă ea, am fost lângă ea, ea ne-a părăsit. A plecat pentru altă familie și pentru alt bărbat, tată. Simona, nu este adevărat. Simona n-a plecat pentru că i-a fost bine. Poate și eu am... Poate și eu am greșit. Tata încearcă să-mi spună că lucrurile au stat altfel, dar sunt exact cum le-am văzut eu. Sunt lucruri la care nu-i pot răspunde Simonei. Chiar nu pot. Pentru că nu pot. Merită tot ce a pățit. Merită. Este doar vina ei. Tu nu te mai învinovăți. Merită. Ea a plecat și ne-a lăsat. Simona, te rog frumos, gândește-te că știi și tu foarte bine ce a fost în casă sau nu-ți mai aduce aminte. Nu, tată, tu nu ești deloc vinovat. Nu mai încerca să par vinovat. Ea este singura vinovată. Simona, te rog, gândește-te că ai fost în casă și știi foarte bine acolo. Unor am ignorat-o, unor să știi că eu am făcut-o să plece. Tata, ajunge! Îmi pare rău că a pierdut copilul, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că e în afara oricărui pericol. Nu pot să o compătimesc pe mama. Pe mine nu m-a compătimit nimeni. Simona, mama ta din cauza mea a plecat. Nu, tată, ce spui aici? Nu este adevărat. Nu mai încerca să te găsești singurul vinovat. Te rog frumos, nu mai da vina pe tine. Nu vezi în ce hal ai ajuns pentru femeia asta? Simona, femeia asta e mama ta, în primul rând. Nu este. Ba da, este nu mama este ta mama și nu-ți scoate din cap chestia asta. Este mama ta. Când a fost mai greu, m-a lăsat. Nu are cum acum să fie mama mea. Simona, a avut și ea motivele ei să te lase, da, să ne lase. Ți-am zis că am împins-o să plece. Am împins-o, am făcut-o să plece. N-am fost un om bun nici eu. Nu știu de când Simona s-a răit atât de rău pe mama ei. Nu-i înțeleg comportamentul ăsta. Nu e normală reacția mea, dar nu e normal nici ce a făcut mama. Tu ai suferit și ea și-a refăcut viața și pleca și se distra cu alt bărbat. Și mai nou, voia să aibă și un copil cu el, să ne uite. Așa a luat viața de la zero, tu ce ai făcut? Simona, nu mai acuza pe mama ta, te rog foarte mult. Pentru ce ești tu aici, tată? Simona, dar tu pentru ce ești aici? Eu sunt pentru tine, tată. Să fiu lângă tine. Unde-i bărbatul cu care e ea și și-a refăcut viața? De ce nu este el aici să plângă în locul tău? Simona, te rog mult, treci peste furia asta. Te rog mult, calmează-te, gândește-te la mama ta. Hai să ne liniștim, da? Te rog. Nu am ce să mă liniștesc, tată. Ești un prost care stă și plânge la ușile spitalului. Simona! Nu, lasă-mă! Simona, trebuie să mergi la mama ta să o vezi. Chiar nu-mi pasă ce se întâmplă cu copilul ăla. Și nici cu mama. Nu poți să te bucuri că a pierdut copilul. Până la urmă, copilul ăla e fratele tău. E mama ta. Ea nu mai e mama mea. De când a ieșit pe ușă, ea nu mai are cum să fie. Nu mai consider mamă. Tata e nefericit, eu sunt nefericită. Femeia asta nu ne aduce nicio fericire. Deci eu am fost victimă până la urmă într-o mizerie din asta. S-a folosit de mine, Simona, asta a făcut. Ce vrei? Ai venit să mă pui la punct, nu? Băi, cât suflet ai, mă, în tine? Ce suflet negru trebuie să ai în tine, mă, să faci așa ceva, mă? Propriei tale mame, mă! Trebuie să schimbi mentalitatea asta. Oamenii își fac drumul lor.
Dar n-am cum dintr-o dată să mă obișnuiesc cu această idee. A trecut un an, cum poți să spui dintr-o dată? Credeți-mă, cu o secundă nu m-am gândit că femeia respectivă este mama ei și că este însărcinată și că are un copil. Eu am vrut să fac bine pentru că o iubeam și ce iubesc. Ce bine să faci? Cum să faci bine? Cum poți să gândești că faci bine? Cum poți să spui că faci bine? Simona a sperat că, prin accidentul Mariei și suferința pe care i-a provocat-o, tatăl ei se va simți răzbunat. Doar că nu este deloc așa și asta o întristează. Fiind singură și derutată de toate evenimentele din ultimul timp, i-a sunat-o pe Daria și a chemat-o la o plimbare prin parc. Simona, ce ai? Te văd așa abătută. Cum să nu fiu abătută când am vrut să-i fac un bine tatălui meu, să-i dau o satisfacție și totul s-a întors pe dos? Ce bine i-ai făcut? Nu, chiar nu înțeleg. Explică-mi, te rog. L-am pus pe Tudor să-i dau o lecție. Cui să-i dau? Mamei mele. Cum adică? Și ce s-a întâmplat? Am vrut să-i dau o lecție ca să fiu eu și tata bine, să fie și el odată, să-l văd cu zâmbetul pe buze, dar el parcă... Nu știu ce e în capul lui, nu pot să-l înțeleg. De ce ai făcut asta? Chiar credeai că o să fie fericit tatăl tău dacă faci asta? Nici nu mă așteptam să mă înțeleagă, normal. Nu e în locul meu. Nu-i poți face asta unui străin, dar păi mamei tale. Ce suflet are fata asta? Am crezut că o să fie mai bine, să fie satisfăcut, dar el, din contră, plânge pe la ușa spitalului, după posta lui soție. Nu-l înțeleg. Normal că face asta. Tu chiar credeai că o să îndrepte ceva lucrul ăsta? E mama ta, cum ai putut să-i faci așa nu, ceva? Nu e mama mea. Nu e mama mea. E o femeie care ne vrea doar rău. Cum a putut să plece și să ne lase? Asta este mama? Nu se mai înțelegeau, trebuie să înțelegi. Tu chiar crezi că ți era mai bine dacă se certau în casă și făceau scandal non-stop? Da, măcar erau lângă mine, amândoi. Dacă era situația invers, ți-ar fi părut mult mai rău. Nu, eu zic că cel mai frumos lucru e să ai ambii părinți aproape și să știe tot despre tine, să fie lângă tine în orice situație, nu așa. Să nu știi cu care să ții și să ajungi să faci rău și să... Așa doar pentru că nu i-ai aproape, nu ai o susținere. Tu nu știi cum este, Daria. Oricât aș vrea să înțeleg pe Simona, chiar nu pot. Ce-a făcut ea e de-a dreptul diabolic. Din toate asta, îmi pare rău doar de tata, că a înțeles lucrurile greșite. Ce i-a făcut Tudor? Habar n-am ce i-a făcut Tudor, dar i-a făcut bine. Dacă a ajuns la spital, asta am vrut. E mama ta, cum poți să-i dorești rău? Femeii care te-a născut, nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Tu nu poți să înțelegi, Daria, nu mă mai acuza. Am vrut doar să fac un bine. Simona, e drumul tău, trebuie să te duci pe drumul tău. Nu încerca să le faci rău, a fost decizia lor. Așa le e mai bine. Eu de prieteni din așa chiar nu am nevoie. S-a găsit și Daria să-mi dea sfaturi acum. De parcă știe ea. De unde știe? E mama ta. Ea nu mai e mama mea. De când a ieșit pe ușă, ea nu mai are cum să fie, nu mai consider mamă. Tata e nefericit, eu sunt nefericită. Femeia asta nu ne aduce nicio fericire. Și copilul ce-a pățit? Copilul? Nu mai există. Nu pot să cred că ești fericită că nu mai există copilul. Eu sunt. Am o satisfacție, dar pe tata... Din contră. L-a apropiat de această femeie. Ce mai rău e lui? Crezi că asta o să-l facă fericit? Drept dovadă că stă pe la ușa ei și plânge după ea. Ți se pare normal ce-ai făcut? Nu o să-i aducă fericire. Ar trebui să te bucuri că i-a apropiat. Ba nu o să mă bucur niciodată. Tu nu înțelegi că femeia asta nu mai are ce căuta în viața mea? Înțelegi odată? E clar că fata asta nu gândește limpede și trebuie să o ajut. Dar înainte să o ajut, trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat. Și până la urmă, mă bucur că a dispărut acel copil. L-a făcut ca să mă uită pe mine, să nu mai mă iubească, să... Normal că sunt geloasă, tu-ți dai seama? Doamne, nu pot să cred cât de egoistă ești. Hai să plecăm, deja hai, nu mai... Hai, oricum mai era frig. Simona se simte neînțeleasă de cei din jur. În schimb, Daria sesizează că lucrurile au scăpat de sub control și speră să mai poată îndrepta ceva. Pentru că nu găsește cale de comunicare cu Simona în ziua următoare, Daria merge direct la sala unde știe că îl găsește pe Tudor. Băi, cap de sfeclă, ce ai făcut? Ce ai, Daria? Ce cauți tu aici? Ce ai făcut, mă? Ce te-a pus să faci? Ce să fac, mă? Am și un pic de treabă, nu vrei să faci cu mine? Hai și tu pe aia.
Bă, tu știi cine era femeia pe care ai nenorocit-o? Ce femeie, mă, ce femeie? Ce ai pățit? Că mă nebunești, ce ai pățit? Ce Daia, femeie? Mă, încet. De unde știe Daria de înțelegerea mea cu Simona? Nu pot să cred că Tudor se face că nu știe despre ce-i vorba. E un nenorocit. Mă deranjezi în halul ăsta aici. Ce se întâmplă? Băi, nu te face că nu știi, da? Explică pe românește să înțeleg și eu ceva din ce îmi spui. Simona te-a pus să agresezi o femeie. Așa. Continuă tu și... Tu știi cine era femeia aia? Știi ce ai făcut? Nu, era o simplă femeie. Ce femeie? Cine era? Papa de la Roma? Cine era? Nu, mă, era mama ei. Tu dai seama că era să ne norocești pe maică sau? Ce prostii spui? Ți-arde de glume? Nu, nu mi-arde de glume. Ce ai făcut? Hai, mă, că știi ce ai făcut. Măi, Daria, ți-arde de glume? Ce Simona? Ce femeie? Ce mamă? Cum să-i fac? Dar, într-adevăr, bine, nu am făcut ceva. Am plătit pe cineva să facă ceva acelei femei. Dar de la femeie până la mamă e o cale lungă. Cum să-i fac așa ceva mamei Simonei? Bă, dacă aș fi știut, băi, cum să fac băi, așa dacă ceva? Aș fi știut că-i măsa, tu crezi că eu aș mai fi făcut ceva? Gândește-și tu așa un pic, eu aș mai fi făcut ceva dacă știam că-i măsa? Nu contează, băi, mă, Daria. Tot ai făcut asta, chiar dacă nu știai. Cred că Daria a încurcat rău de tot borcanele. N-are cum femeia aia să fie mama Simonei. Bă, deșteptule, tu i-ai făcut rău unei femeie. Femeia aia era mama Simonei, care era și însărcinată. Era însărcinată. Cum adică era însărcinată? Era însărcinată, da? Avea un copil, tu îți dai seama ce ai făcut, era mama ei. Femeia era mama ei? Dacă e adevărat ce spune Daria, nu e grav, e foarte grav. Chiar îl acuzam pe Tudor. Bine, îl acuz în continuare, nu poți să-i faci rău unui om. Dar până la urmă, el este o victimă. Măi, Daria, de ce ar face Simona una ca asta mamei sale? Ce e în mintea ei? Măi, părinții ei sunt divorțați, da? Mama ei, îți dai seama, e normal și a refăcut viața, e cu un tip de, nu știu, un an de zile. De curând a aflat că este însărcinată, a venit Simona la mine, era devastată, nu știa ce se întâmplă. Dar trebuie să înțeleagă, e ceva normal, nu putea să stea așa. Deci eu am fost victimă până la urmă într-o mizerie din asta. S-a folosit de mine Simona, asta a făcut. Acum pun lucrurile cap la cap și văd că de fapt s-a folosit de mine iubita mea, pe care o iubesc din toată, din toată inima mea. Ce a făcut? S-a folosit de mine? Nu știu, cred că a nebunit, nu știu ce are, deci... Păi e nebună dacă face chestii de genul. Cum să-i faci așa ceva, mamei tale, să-ți folosești iubitul pentru care aș mâna în foc că-l iubești? Să ce să-i facă una ca asta? Nu știu, nu mă așteptam la asta. Adică chiar nu mă așteptam să te pună să faci asta, dar... Lucrurile au scăpat de sub control și doar Tudor le poate îndrepta, dacă spune adevărul. Dacă Simona s-a folosit de mine, e înfricoșător, dar nu o să las lucrurile așa. Da, dar nu mă așteptam nici tu să accepți pe bune. Din cum dragoste poți să accept, faci? Din dragoste accept, da, pentru că mi-a spus că femeia îi vrea rău și face rău. Dar n-am stat să întreb ce și cum, știi că iubesc de nebunește pe Simona. Dar nu se poate în felul ăsta, m-a folosit în ultimul hal. Și lucrurile nu o să rămână așa absolut deloc. Da, Tudor, este dureros ce ai aflat. Vestea primită de la Daria a căzut ca un trăsnet pe Tudor, care realizează abia acum cui a provocat atâta rău. Doar că, din păcate, este cam târziu pentru regrete. Și chiar dacă ar vrea să mai îndrepte ceva, oare va reuși? Cât despre Simona, va putea ea să realizeze cât de mult a greșit? Nu știu ce se întâmplă cu mine. Sunt conștientă că am făcut ceva groaznic, dar tot o urmă. Cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Zi-mă! Cum ai putut? Ce vrei? Ai venit să mă pui la punct, nu? Băi, cât suflet să ai, mă, în tine? Ce suflet negru trebuie să ai în tine, mă, să faci așa ceva, mă? Propriei tale mame, mă! Cât suflet poți să ai în tine, mă? Și cum, cu atât mai mult să mă implici pe mine în asta? Băi, mama ta, mă, ființa care ți-a dat viață, mă, cu un copil în burtă, asta ai știut tu, mă, să faci? Cât suflet poți să ai în tine, mă? Zi! Pleacă, pleacă, toți pleacă din viața mea. Nu plec, mă, nicăieri, pentru că ce-ai făcut tu, băi, trebuie să-ți ceri iertare în genunchi, mă, în fața lui Dumnezeu pentru ce-ai făcut tu. Timpul nu-l pot da înapoi și greșeala e deja făcută. Însă de acum o să încerc să repar ce se mai poate repara. În genunchi să-ți ceri iertare pentru ce-ai făcut tu, nu realizezi, fetițo, ce-ai făcut. Băi, eu mi-aș fi dat totul pentru tine, m-aș făcut orice pentru tine, da? Pentru că știi că te iubesc, nebunești, te iubesc ca un prost, da? Și tu ai profitat de mine, m-ai folosit. Asta ai făcut, Simona, m-ai folosit. Cum îți permiți, mă, să faci așa ceva? Ieși, până la mine, până mea. Băi, cum îți permiți, mă, să faci așa ceva? Da? Stai acolo că eu nu mai vorbesc cu tine. Eu nu mai am treabă cu tine. Gata, până aici.
singură. Ai ales să rămâi singură, rămâi. N-am cum să mai stau lângă ea. Nu vreau să mai știu în viața vieților mele de ea. Femeia asta e diabolică. De ce toată lumea mă abandonează? De ce toți cred că eu sunt un monstru? Sau poate că sunt? Simona a reușit să îi îndepărteze de lângă ea pe toți cei care o iubesc și cărora le pasă de persoana ei. Într-un moment de slăbiciune și de rută totală, realizând că a dezamăgit pe toată lumea, Simona este pe punctul de a face un gest total necugetat. Doamne, pentru cine și pentru ce să mai trăiesc? Nimeni nu mă iubește. M-au abandonat toți. Stau și mă gândesc ce se întâmplă cu mine, dar știu că doar asta vreau să fac. Asta este cel mai bine pentru toată lumea. Eu să nu mai exist. Atât știu, atât vreau. Să nu mai dezamăgesc pe nimeni, să fie totul bine. Un moment de rătăcire, sentimentul de vinovăție sau trezirea la realitate, toate emoțiile și stările contradictorii o pun pe Simona acum într-un real pericol. Simona! Sunt de tine, stai liniștită. Stai aici. Ușor, calmează-te. Stai aici, nu-ți dau drumul. Se spune că nimic nu este întâmplător. Cu siguranță că da. O mână de vină a făcut ca Daria să treacă pe aici și să o zărească pe Simona. Salvată în ultimul moment, Simona acum este în siguranță alături de Daria. Cum ai putut să faci una ca asta? Cum? Când nimeni nu mă apreciază, nimeni nu mă iubește. Pe lumea asta pentru ce să mai trăiesc, Daria? Nu asta intenționam să fac. Dar pur și simplu m-am trezit după balustradă. Cum să nu te iubească nimeni? Cum să nu te aprecieze nimeni? Tatăl tău, mama ta, Tudor, eu, pe bun. Tatăl meu, care o consolează pe mama pe la ușa spitalului, Tudor, care m-a părăsit, sau mama, care și-a refăcut viața cu altă fată? Tatăl tău te iubește, trebuie să fie alături de mama ta acum. Și mama ta, normal că și-a refăcut viața, ce voiai să facă? Să stea divorțat așa? Ce ai fi vrut tu să facă? Să rămână lângă noi, asta era locul de mamă. Efectiv, nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu contez pentru nimeni. Sunt cantitate neglijabilă. Tu chiar nu vezi pădurea de copaci? Tu ai impresia că totul trebuie să se învârte în jurul tău? Chiar crezi asta? Nu știu, mie mi se pare că ești egoistă, pe bune acum. Da, poate sunt egoistă, dar așa am fost crescută. Trebuie să schimbi mentalitatea asta. Oamenii își fac drumul lor. Dar n-am cum dintr-o dată să mă obișnuiesc cu această idee. A trecut un an, cum poți să spui dintr-o dată? Un an ți se pare un timp îndelungat încât să nu mai rămână nicio urmă de cicatrice? Simona, nu mai ești un copil. Trebuie să înțelegi, oamenii au drumul lor. Noi trebuie să ne creăm propriul nostru drum. Ești destul de mare încât să înțelegi că dacă ții viața, nu o să rezolvi nimic cu asta. Nici măcar tu, Tudor, nu mai ai lângă mine. Și văd că și tu, în loc să mă consolezi, mai mult mă critici. Doar Dumnezeu m-a trimis pe drumul ăla. Altfel nu-mi explic cum te-am luat-o pe acolo. Vreau să înțelegi despre ce-i vorba. Sunt prietena ta, chiar nu vreau să te pierd. Eu prin asta înțeleg că vrei să mă îndepărtezi. Nu știu, deci chiar nu știu. De ce crezi tu asta? Sunt alături de tine, mereu am fost. Și tu chiar crezi că o să mă pierzi? Crezi că vreau să te pierd? Păi atunci pune-te puțin în locul meu. Încerc să mă pun, eu n-aș fi făcut asta niciodată. Mi-aș fi creat propriul meu drum, aș fi încercat să fiu fericită. Trebuie să fii fericit indiferent de ceilalți oameni de lângă tine. Nu ei îți fac viața, tu ți-o faci singură. Ajunge, Daria. Ajunge. Nu ajunge. Nu ajunge, Simona. Fericirea ta nu depinde de ceilalți. E viața ta. Nu trebuie toată lumea să stea după tine când arăți tu cu mâna, noi trebuie să stăm după tine. Ce se întâmplă cu fata asta? Și ce e în capul ei? De ce face toate astea? Bine, mulțumesc pentru sfaturi. Acum lasă-mă să plec. Nu, stai aici. O să stai aici câteva zile. Nu pot să te las să pleci. Cine știe ce o să mai faci? Ai văzut ce s-a întâmplat dacă n-am fost lângă tine? Faci asta pentru mine? Normal că fac. Ești prietena mea. Nu vreau să mai pățești ceva. Îți mulțumesc.
Afară s-a întunecat și Dan începe să fie îngrijorat pentru că Simona, din păcate, nu răspunde. Iată-l și pe Tudor. Oare încotro merge atât de hotărât? Mă simt jalnic, mă simt ultimul om. Trebuie să fac ceva să îndrept situația asta. Așa că am decis să-i spun tatălui Simonei adevărul. Timp. Ia zi, băiete, cum stă treaba? Nu știu cu ce să încep. Dar fi indicat să încep cu adevărul. Adevărul este că eu iubesc pe fata dumneavoastră foarte mult și aș face orice pentru ea. Ne-am întâlnit, m-a chemat într-o zi. Așa. Ne-am întâlnit și mi-a spus că o femeie, nu știam cine este, jur că nu știam cine este, că o femeie îi dă bătăi de cap ei și familiei, o deranjează foarte tare și vrea numai răul și m-a rugat să o ajut să o rezolv. Ce să rezolv, Tudor? Stai puțin, stai puțin, ia-o ușor. Ce să rezolv? În primul rând, vreau să înțelegi, să nu minți. Nu mint, vă jur, grav. vă jur, nu mint. Iar... Sigur? Jur, mă uit în ochii dumneavoastră, bine. Jur, pentru dragostea pe care am purtat-o pentru fata dumneavoastră, vă spun adevărul, nu vă mint. Și vă dați seama, femeia respectivă a fost... Și ce s-a întâmplat, de fapt? Ce-ai făcut? Ce s-a întâmplat? Mi-e și rușine să vă spun. Tudor, uite-te la mine și zi-mi adevărul. Tudor, uite-te în ochii mei și spune adevărul. Mi-e și rușine să vă spun. Am plătit pe cineva să-i facă felul. Mă îngrozește ce spune băiatul ăsta. Nu pot să cred că fiica mea a fost capabilă de așa ceva. Iertați-mă, vă rog, Doamne. Iertați-mă, e numai vina mea, am fost un nenorocit, am fost, iertați-mă, dar am iubit-o și o iubesc pe fata dumneavoastră. Oricât aș încerca să ascund, o iubesc. Eu te înțeleg că o iubești, dar să ajungeți la așa ceva amândoi, nici nu-mi vine să cred. Nici nu, cum ați putut să faceți așa ceva? Numai eu și sunt. Și tu și Simona. Numai eu sunt de vină. Cum numai tu ești de vină? Păi și Simona? Acum înțeleg de ce fiica mea nu răspunde la telefon și de ce nu vine acasă. Dacă aș fi fost în locul ei, nici eu n-aș fi avut curajul. Credeți-mă că o secundă nu m-am gândit că femeia respectivă este mama ei și că este însărcinată și că are un copil. Nu m-am gândit la așa ceva. Vă jur, nu știam, am vrut să fac bine pentru că o iubeam și iubesc. Ce bine să faci? Cum să faci bine? Cum poți să gândești că faci bine? Cum poți să spui că faci bine? Asta înseamnă bine pentru tine? Din iubire pentru fata. Din iubire pentru Simona. Ok, te înțeleg că o iubești. Dar cum să ajungeți la așa ceva? O iubești, da, nu să o ajuți. Așa să ajută o iubire? Ți se pare normal? Mă, băiete, tu îți dai seama cât de gravă e treaba? Realizez cât de gravă e? Realizez. Acum ce pot? Nu pot să dau timpul înapoi. Am greșit, am fost un nenorocit, un prost. Iubirea e oarbă, te face să faci lucruri. Nu m-a rugat, s-a uitat la mine, mi-a spus, mă iubești, ajută-mă. Cine, Simona? Da. Asta este singurul lucru bun pe care l-am putut face după cât rău am făcut. Când ai vorbit cu Simona ultima oară? Ieri. Ce ai vorbit cu ea? Ce ați făcut? Ce ai făcut cu Simona? Ne-am certat foarte tare și i-am spus că nu vreau să mai văd niciodată. Mi-a spus că nu vreau să mai văd în ochii mei pentru că a făcut toată mizeria asta în care m-a implicat și pe mine. Sunt sigur că Simona a conștientizat că a comis-o grav și acum regretă. Nu trebuia să întâmple în felul ăsta. Unde e Simona acum? Nu știu, presupun că e la prietena ei, Daria. Știi unde locuiește? Nu. Mă spus ce, nu știu. Sigur? Sigur, nu vă mint, jur. Ai numărul ei de telefon? Numărul prietenii de telefon? Numărul Dariei? Da, al prietenii el da, ai? Da. Să mi-l dai și mie. Nu știu cum să fac, dar trebuie să mă calmez, căci sunt foarte supărat pe Simona, dar trebuie să am o discuție cu ea. Nu anunțați poliția, nu vorbiți cu poliția, cu autoritățile. De ce? Nu. Cum de ce? Nu vreau... V-ați gândit la așa ceva? Până normal că m-am gândit la un moment dat la așa ceva, Tudor, normal.
nu faceți așa ceva, sunt și eu tânăr, îmi distrugeți viața, intru la altele, nu vreau, nu-mi trebuie mie așa ceva de la vârsta asta cazier, sunt tânăr, îmi distrugeți viața, înțelegeți-mă, gata, că n-am vrut să fac nimic rău, înțelegeți-mă! Calmează-te, Tudor, nu am să apelez la nicio poliție, nu... Promiteți, vă rog! Tudor, calmează-te, ți-am zis că nu apelez la nicio poliție, da? Calmează-te, bine că ai venit și mi-ai spus, acum știu ce am de făcut, te rog, dacă... Să mai întâmplă ceva de genul ăsta, te rog să vii să-mi spui. Îmi spui mie, da? Promit. Te rog mult. Promit, vă spun dumneavoastră. Și să nu se mai, și nu te mai gândi la prostii de genul ăsta. Voi sunteți tineri, nu trebuie să vă băgați în așa ceva. Fica mea are apucături de criminal. Nu știu de unde a învățat asta. Pentru că nici eu, nici mama ei nu am învățat-o așa ceva. Pleacă și vorbim. Dar suntem bine? Suntem foarte bine. Hai, pleacă de aici, te rog. Promiteți? Sigur, promit. Da, Tudor? Vorbim. La revedere! Vă zic frumos! Asemenea! Doar destăinuindu-se lui Dan Tudor a reușit să-și elibereze conștiința și să implore iertarea care să-l scape de brațul lung al legii. Dar șocul celor aflate este mare și pentru Dan. Să afli că fiica ta este capabilă de niște gesturi extreme. Așadar, oare ce va decide el că este de făcut în atare situație? Da? Bună, Maria! Bună, Dan, ce? Simona a plecat de acasă, lucrurile scapă de sub control. Cred că trebuie să-i spunem adevărul. Nu, nici nu există așa ceva, ți-am spus că nu trebuie să știe nimeni nimic. Știu că am hotărât ca... Știu că vrei să... Dar lucrurile nu merg așa cum am spus, nu este bine. Crede-mă, trebuie să-i spunem adevărul. Măi, nu știu de ce te agiți. Bine, ok, dar Simona unde este? Iubitul ei mi-a spus că e la o prietenă de-a ei. Și unde stă? Nu știu unde stă, dar tocmai am făcut rost de numărul ei de telefon de la iubitul ei. Păi atunci hai să facem așa. Uite, o sun eu pe prietena ei, da? Așa. Vorbesc cu ea și văd ce rezolv și apoi te sun pe tine și spun ceea ce am vorbit. Nu, tu nu trebuie să-i spui nimic deocamdată. Lasă-mă pe mine să vorbesc cu ea. Bine, Maria, nu-i spun nimic. Da? Da. Hai bine. Că dacă eu mă duc eu până acolo și rezolv situația și te sun să spun ce am rezolvat, da? Bine. Mă bucur mult că ți-ai revenit. Te-ai așat așa puțin, ești mai bine. Da, chiar mă simt foarte bine aici. O să stau până îmi revin. Stai cât vrei. Mulțumesc frumos. Știu că mereu pot conta pe tine. Mă duc să văd cine e. De două zile, Simona a rămas acasă la Daria, unde atmosfera relaxantă o face să se simtă bine și în largul ei. Doar că... Bună, Simona! Tu ce naiba cauți aici? Asta e întrebare? Da. Ce cauți aici? Ia, văd că ți-ai cam luat un cap. Ia zi, ce se întâmplă cu tine, domnișoară? Păi, ce să se întâmple? Eu sunt bine, văd că și tu ești bine, așa că poți să pleci. Băi, termină cu prostiile. Deci m-a sunat taică-tu și mi-a zis că de două zile tu n-ai mai dat pe acasă. Despre ce vorbim? Păi, ce rost mai avea să dau? Aici sunt bine, voi... N-am ce să caut să stau cu voi. Păi despre ce vorbești, mă? Măi, fata, tu îți dai seama ce îndruge aici? Ce text acum faci pe mama bună. Uită-te și tu puțin în oglindă și vezi dacă te crezi. Poftim? Îmi iubesc fata, indiferent de cum se comportă ea. Însă nu pot să-i accept acest comportament. Băi, tu ești fata mea încă, da? Și vei fi toată viața. Fata mea, copilul meu. Ce vorbim aici? N-am înțeles. Și când ți-ai refăcut viața, mai eram fata ta? Dar cu ce am greșit eu? Stai puțin, că eu n-am greșit cu absolut nimic niciodată. Da, doar tata e vinovat, nu-i așa? Dar tata? Eu n-am spus că... Măi, fata, eu n-am spus că e doar tata vinovat. Ți-am spus de la început ceea ce s-a întâmplat, ai știut tot timpul toată povestea. Ce vii tu acum să-mi spui mie? Ce noutăți vrei să-mi aduci? Păi nu prea am știut de la început toată povestea, ați împachetat-o numai cum ați vrut voi. Eu n-am știut niciodată adevărul, nici în momentul de față, așa că dacă tot ai venit, poate ai putea să-mi spui. Adică cum i-am împachetat? Despre ce vorbim? Ce spui mai acolo, mă? Măi, bagă-ți mințile în cap, te rog eu frumos! Păi tu să-mi spui, nu eu n-am ce să spun.
Măi, fată, cum poți să vorbești așa? Ești copilul meu, ești fata mea, cum îți permiți să spui așa ceva? Fata ta? Da, fata mea, eu te-am făcut. Cum adică? Și m-ai abandonat, da? Cum să te abandonezi, măi? Știi prea bine ceea ce s-a întâmplat, și toată povestea, tot ce s-a întâmplat? A trebuit să ne despărțim pentru că era prea mare tensiunea în casă. Eram bine dacă eram acasă cu voi, dar acasă nu mai e acasă, din păcate. Păi adică cum? Ce vrei să spui? De la început ai știut situația? S-a acceptat? Am căzut de acord? Toți despre ce vorbim? Ai știut, ai fost de acord. Nu, nu am fost de acord. Dar puteam să te opresc? Am știut numai minciuni. Mi-ai livrat doar minciuni. Așa că ești, cred, că ești o... Că atât. Poftim? Da, ce-ai auzit? Normal, că nu ai argumente, ridici mâna la mine. Halal, mamă. În sfârșit asistăm la o întâlnire mamă-fică unde ura, lipsa de respect și obrăznicia sunt evidente în limbajul și comportamentul Simonei. Odată cu divorțul și plecarea Mariei de acasă, dar mai apoi vestea unui nou început alături de altă familie și cu un alt copil în pântec, a stârnit în Simona o dorință acută de răzbunare față de mama ei, care pare să fi devenit aproape o obsesie. Dar în discuția finală, inițiată la insistențele lui Dan, el vrea ca fiica lui să afle un adevăr. Simona, nu te simți în larg cu tău, nu? Chiar deloc. Aș vrea să înțelegi un lucru. Nu suntem în măsură să te judecăm. Doamne ferește, departe de noi gândul acesta. Vrem să te ajutăm. Dar pentru a putea face asta, trebuie să știm tot adevărul. Este foarte important pentru că sunt chestii care nu le înțeleg și... Nu știu, Maria, nu-mi dau seama. Păi, tocmai asta este că nimeni nu înțelege nimic în povestea asta. Cum de-ai ajuns tu, Simona, să vrei să-i faci rău mamei tale? Mama mea, nu... Cum să-mi facă rău? Rău fizic, doamne. Ea n-a mai fost lângă mine de acum 3 ani. Și am aflat și o veste că și-a refăcut viața și va mai avea și un alt copil în afară de mine. Atât de tare te-a afectat divorțul părinților? Foarte, extrem de tare. Și de ce ai picat mai mult pe Maria? De ce? Nu înțeleg. Te-a afectat, ok. În divorț am fost toți implicați ca o familie. Un eveniment nefericit. Dar stai puțin, ce rău a vrut să-mi facă? Nu înțeleg. Poți să-i spui copilul cu mamei tale? Copilul meu să-mi facă rău? Te deranjează să vorbim despre asta? Nu, voi putea să-i spun. Mamei. Sigur? Ce ai făcut, Simona? Nu am vrut... Să se nască copilul pe care îl purtai în pântece. Fai de capul meu! Dar de ce? Dar de ce? Ce aveai tu cu acel copilaș? Și cum adică era însărcinat? Avea copil? Da, mă, da! Nu știi ce înseamnă însărcinat? Păi și... Avea copil! Păi nu știu dacă... cum de te-a pus să faci asta! Păi și dacă femeia aia și avea copil și asta înseamnă... Doamne, nu! Cum adică, Daria? Îți jur că n-am știut, Daria. Îți jur, cu mâna pe inimă spun că n-am știut. Deci cu mâna pe inimă îți spun că nu am știut că este mama ei. Tot ceea ce am știut eu este că este o femeie care voia să-i facă rău și trebuia cumva să previn asta că o iubesc pe Simona, iubita mea. Asta n-am stat cum să cer... Cum ai putut, mă, să faci asta? Păi n-am stat să cer detalii, cine e femeia aia, de ce și în ce fel. Cum să spui că-i măsa și că avea un copil? Păi știam că copilul ăla... Nu. Tu îți dai seama ce ai făcut? Păi și ea? Nu Simona... știu, a venit zilele trecute la mine. Da, era devastată că a aflat că mama e însărcinată. Dar nu credeam că o să facă una ca asta. Păi atâta timp cât pe mine mă neglijai, cum să n-am nimic cu acel copilaș? Dar nu e că te-am neglijat. Să zic ce că ți-am dat un pic, doamnă, mai multă libertate, dar ce nu te-am neglijat. Ce s-a întâmplat în acești 3 ani de când v-ați despărțit? Înțeleg că fiica dumneavoastră a ales să rămână alături de tatăl ei. Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră ați rupt orice legătură cu Simona? Nu v-ați mai văzut? Nu am rupt orice legătură, însă nu am mai fost chiar atât de prezentă, pentru că am observat că cu tatăl ei se înțelegea foarte bine și erau fericiți și atunci i-am lăsat un pic mai liniștiți împreună, dar nu e că m-am rupt de tot, că e copilul meu, nu aș putea să mă rup de copilul meu, nu există așa ceva. Nici nu avea cum să fie prezentă când atenția ei era axată pe alt. Simona, Daria, cât de des ați auzit-o pe Simona
vorbind despre mama ei și folosind termenul o urăsc. Cât de des? Foarte des. Aveam conversații, cred că neterminate. Dar nu cred continuu. Că... Nu, Doamne, cum nu adică cred că să zicea mă urăști? Din inimă. Măi, nu Simona, cred... cum, ce înseamnă asta, mă, să mă urăști? Doamnă, n-aveți idee de câte ori stăteam cu Măi, Simona fată, și îmi spunea lucrul ăsta. Măi, copiile, Maria, mă! Maria, înțelege-o și pe a copii. Cred că ce, ce spunea, să mai ce scapă făcea? Vorbe. Nu era din inimă. Mama, nu ești numai... cu numele, trebuie să faci și fapte pentru copilul tău ca să fii numită. Exact. Adică cine ești ca să-mi dai mie aceste... N-am înțeles. Simona, ar trebui să-i spui ce s-a întâmplat. Noi chiar nu putem să mai spune așa. Simona, spune ce ai avut în minte. Spune-i. Doamne, ce să-mi spune Simona odată? Spune adevărul, merită măcar să știe. L-am rugat pe Tudor să mă ajute în această situație, în semn de iubire și să-ți fac rău. Poftim? Simona, e mama ta până la urmă. I-ai făcut rău, copilul era pe drum și a ales viața asta. Nu, nu-l consider un rău, îl consider un bine. Din moment ce nouă ne este bine așa, eu n-am vrut să-i apropii. Tata s-a apropiat mai mult de ea. Eu am crezut că fac un bine, dar de fapt mie mi-am făcut și mai mult rău. Nu pot să înțeleg cum ai făcut una ca asta. Și Tudor, cum a putut să accepte? Mă iubește. Pur și simplu. Și dacă te iubește, face una ca asta. Da. Măcar el putea să te scoată din asta, să te facă să înțelegi că nu e ok ce ai făcut. Păi și el e conștient de anumite lucruri. Nu pot să cred că ați fost amândoi de acord să faceți asta. Să-i faci asta mamei tale, mama ta. Acum e în spital, se chinuie. Adică pe scurt să vă dau o lecție. Da, exact. O lecție pentru pe care că, o meritai. Pentru că nu suporta ideea că maică-ta și-a refăcut viața sau nu suporta ideea că va avea un copil cu un alt bărbat sau nu suporta ideea că nu vei mai fi tu centrul atenției, deși din ceea ce înțeleg, maică-ta nu ți-a mai oferit atât de multă atenție în acești 3 ani. Totul se leagă. Absolut tot simt și toate se întâmplă. De asta am ajuns să fac asemenea... Toate 3? Da, tot. Doamnă, dumneavoastră ați deci neglijat-o. Deci cum să-mi faci așa ceva, măi, copile? Măi, dar tu îți dai seama că eu sunt mama ta care te-a ținut în pântec. Maria, nu. Degeaba, dacă n-ai fost lângă mine... Iubit, te-am crescut. N-ați fost lângă ea în ultimii ani. De ce totuși ai avut puterea să discuți despre aceste frustrări cu Daria și cu Tudor și nu ai făcut-o cu tatăl tău? De ce te-ai ferit să îi spui lui ceea ce simți? Pentru păi, că... tu auzi ce spune fata asta? Maria, nu o lua chiar așa. Spune, Simona. Pentru că consider că el ar fi consolat-o în loc să... Și așa s-a întâmplat în toate situațiile. Chiar Simona, dacă ea are cea mai mare vină, ea... Simona, tu n-ai încredere în cea mine? Cea mai mare vină? Dar ce am făcut eu, măi, fată, mă, așa grav? Cum Fica să am cea mai mare vină? Fica vă vede vinovată pentru eșecul acestui mariaj, pentru destrămarea acestei familii. Ceea ce nu este într-un tocmai adevărat. Și nu este regulă, normal! Măi, fata mea, trezește-te, măi, copile! Cum să faci așa cum ceva? Cum adică nu este adevărat? Păi, tatăl tău a purtat o discuție cu tine. Sau anumite episoade nu ți le mai amintești din ceea ce faci? Simona, știi. Știu că mi-a spus. Simona, exact, Simona, am încercat să spun, nu ai vrut să mă asculți nicio secundă. Am încercat să spun, ai zis că numai mama e vinovată, că numai da, Maria. Da, asta cred eu. Propriul meu copil să spun așa am ceva. Măi, dar tu știai ce s-a întâmplat între noi, știai mare parte din poveste și nici nu știi tot ce s-a întâmplat în viața mea și cât am suferit. Cum poți să faci așa ceva? Hai, nu mai fă pe mama bună. Poftim? Da, nu mai fă Simona pe mama Maria... Măi, de ce mă rănești în halul ăsta? Pentru ce? Simona Maria nu e un om rău. Crede-mă că nu e un om rău. Ce s-a întâmplat? Măi, tu știai treaba fapt, asta? Dan, măi, Dane, te rog frumos, spune ceva. Tu Dan, știai ce treburile astea, de ce fapt? Nu mi le-ai spus? Care este adevărul? Trebuie neapărat să spun adevărul? Păi dacă fata ta găsește curajul să spună adevărul, bănuiesc că ar trebui să-i dai un exemplu, nu? Măi, Dan, spune ce mai are vreo relevanță? Are relevanță, are. Am avut greșelile mele, am neglijat-o pe mama ta, plecam la serviciu și de mai multe ori mă opream cu băieții să beau ca să n-ajung acasă. Am mai umblat. Asta a fost? Te duceai la băut, veneai târziu, poate și la femei, că, mă rog, am tot ceea ce făceai.
Spune tată doar asta. Am călcat și pe lângă uneori, așa este. Deci vezi, poftim, de ce mă faci pe mine cea vinovată? De ce vrei să mă scoți pe mine cea care a fost... De ce? Și atunci cea de ce n-ai venit mamă să-mi spui? Tu să vin să-ți spun, dar pentru ce? Ca să-ți fac rău și mai rău? Păi tu ai fi suferit. Am gândit că suferi dacă afli toate treburile astea. Am vrut să te ținem departe. Apropo de suferință și de logica dumneavoastră, da? Bun, ați văzut că a ales să stea cu tatăl ei. Dumneavoastră nu ați suferit când fiica dumneavoastră a luat această decizie? Bun, ați văzut că a ales să stea cu tatăl ei. Dumneavoastră nu ați suferit când fiica dumneavoastră a luat această decizie? Ba da, cum să nu sufăr? Bineînțeles că sunt om și sunt mamă. După care ați văzut că relația dintre voi două scârție, da? Că practic Simona refuză prezența dumneavoastră în viața ei. În momentul acela, eu nu spun că nu aveți dreptul să vă refaceți viața, aveți tot dreptul din lume. Dar în momentul acela, de ce nu ați încercat să purtați o discuție deschisă cu fiica dumneavoastră? Pentru că n-a vrut, simplu. Și nu, și tu ce te bagi? Și nu a suferit absolut deloc. Măi, de unde știi tu, mă, ce v-am făcut? Eu te rog frumos să taci odată din gură, copile. Dar tu știi ce e în sufletul unui om? Cine ești tu? Nostradamus? Dacă tu ai făcut alt copil cu alt bărbat, da, nu este suferință. Simona, nu acuza, nu acuza chiar atât. În loc să vii lângă mine să vezi ce se întâmplă cu viața frumos, mea. Mai te rog frumos, faci un pic să înțelegi treburile, să nu mai dai vina pe mine. Deci eu am lăsat-o pe ea pentru că era casa frumoasă, era casa noastră, era obișnuită în această casă. Plus că a fost casă. Alegerea Simonei, eu, da? Adică a fost alegerea ei, iar eu nu aveam unde să o iau. Eu am plecat de acasă cu chirie. Unde era să mă duc? Era normal să rămână în casa în care a copilărit ceea cu tatăl ei și... Ceea ce încerc eu să scot în evidență în momentul de față este următorul fapt. Dacă voi, ca și părinți, ați fi putut gestiona mai bine acest divorț și ați fi încercat să faceți un front comun, să comunicați cu fiica voastră, nimic din asta nu s-ar fi întâmplat. Puteau. Pentru că Simona a putut să-și deschide sufletul față de prietena ei, față de iubitul ei, față de voi doi nu. Dar următoarea mea întrebare este vis-a-vis de tine, Daria. Tu ai aflat despre intențiile Simonei. Puteai să oprești aceste lucruri. De ce nu ai găsit puterea să discuți cu tatăl Simonei, să-l pui în temă, să-l avertizezi despre situația critică în care se află fiica dânsului? Ca să nu mai vorbim despre tine. De ce ar fi făcut asta dacă oamenii ăștia doi aveau alte interese? Poftim, nu e vorba de asta. Simona, draga mea, că tu nu vezi lucrurile așa cum sunt. Întrebarea este foarte pertinentă. Știi unde stă, ești prietena ei. De ce n-ai venit să vorbești cu mine? Am încercat să-i explic de atâtea ori. Dacă a putut să-i facă rău mamei ei, vă dați seama ce ar fi putut să-mi facă mie? Am stat zile între să stau să explic situația. Stai puțin, mi-a fost frică pentru fost viața frică? Mea. Te-a fost frică de copilul ăsta, de prietena ta? Să v-a făcut rău dumneavoastră? Cum este să o auzi pe prietena ta spunând așa ceva? Că s-a temut pentru viața ei. Asta ești tu, Simona, de fapt? Dar eu nu vreau un să... Un om de care ar trebui să ne temem? Asta ai ajuns să fii. Nu. Tot ceea ce ai făcut. Eu nu vreau să par un monstru. De ce toată lumea mă ia așa? De ce pentru că asta ești, draga mea, cu tot respectul, da? I-ai cerut iubitului tău să-și demonstreze iubirea față de tine, făcându-i rău mamei tale. Nici măcar nu mi-ai spus că e vorba de mama ta. Și ea nu dar mai manipulat, mai folosit. Ea nu mi-a făcut atâta rău? Eu m-ai folosit. Măi, tu ești malefică, măi, eu nu ți-am făcut niciun rău ție. Tu nu înțelegi că nici în ultimul nu vrei chiar să conștientizezi. Ok, ați greșit amândoi, dar tot mi-ai făcut rău plecând din casă și refăcându-ți viața păi cu și ce vrei să stăm în scandaluri, vrei să stăm în stres, vrei să stăm... Tu nu ai văzut cum era ultimul an, mai ales, ultimii ani, dar ultimul. Ultimul a fost un stres total. Noi păi am nu prea a văzut scăpăm. Că i-am ascuns și înțeleg exact, de la Ernest că noi am cam vrut asta a fost. Noi n-am vrut să-i arătăm asta a fost greșeala noastră. Normal. Și... Înțeleg că am greșit. În deci momentul în care greșit relația undeva. Dintre parteneri scârție, da? Am greșit undeva. Nu stai să te ceri de față cu copilul, dar ok, clar. Ați divorțat. Trebuia să vă luați în calcul ce impact emoțional va avea această mișcare asupra Simonei. Unul mare. Păi am luat în calcul, dar ce era să facem, domnul Ernest, să continuăm viața domnul așa? Domnul Ernest, asta e greșeala noastră, cum? Nu ne-am trebuia realizat. Să încercați să comunicați mai eficient, mai des cu fiica dumneavoastră. Să o faceți să înțeleagă că ea privește lucrurile într-un mod alterat.
Dar noi am crezut că ea a înțeles treaba asta. Nu știam că n-a nimic. Atunci vă întreb ce fel de părinți sunteți dacă ați crezut și uitați unde ați ajuns. Ia uite, măi, deci noi am greșit că ne-am ținut copilul în afara stresului și că am vrut să greșit, într-adevăr, am greșit și nu ne-am dat seama. Dar acum dorim să reparăm. Într-adevăr, am greșit. Cu toții ne dorim asta. Pentru că, Simona, uite-te un pic la cei mai importanți oameni din viața ta. Vorbim despre părinții tăi, iubitul tău, prietena ta. Prietena ta se teme de tine, că ai putea să-i faci rău. Iubitul tău se dezice de tine. Părinții tăi, în momentul de față, se berbecesc pentru că nu știu unde au greșit și cum să te convingă pe tine că, de fapt, ceea ce tu ai trăit nu este chiar ceea ce s-a întâmplat. Tu ce simți despre asta? Că nu are nimeni cum să se pună în pielea mea. Adevărul este că am încercat să reparăm ceva ce am stricat acum 3 ani. Ce ați stricat acum 3 ani? Păi, căsnicia noastră. Căsnicia? Cum? Ce? De greșit, am greșit amândoi. Da. Nu cred că numai eu. Am greșit amândoi și de asta nu ar fi bine, poate, să mai încercăm să reparăm ceva. Adică, cu alte cuvinte, trebuia să mai ai un frățior. Acel copil era fratele meu? Da. Da. Vedeți ce ați făcut cu minciuna asta? Numai voi m-ați spus. Degeaba vă dați o șansă dacă o pierdeți pe ea. Are nevoie de ajutor de specialitate, Simona. Da, clar, vom face tot posibilul. Deci, făcându-mi rău, tu crezi că era... Aș vrea să discutăm și despre celălalt gest pe care l-ai făcut. Ce gest? Ce s-a întâmplat? Ce s-a mai întâmplat? Ce te deranjează dacă vorbim despre asta, Simona? Nu, puteți spune. Ce s-a mai întâmplat? Ce ai pătit, Simona? Ce mi-ai făcut? Daria, cum ai găsit-o tu pe scumpa ta prietenă? Din păcate, am găsit-o prinsă de o balustradă, încercând să... Să ce? Ce? Să ce? Ce balustradă? Unde, acasă? Unde, aici? La nu, noi? Eram... Zi, Daria! Încerca pur și simplu să pună capăt la toate chestiile astea prin cel mai nepotrivit mod. A vrut să se arunce de pe pasarele. Poftim? Ce-a vrut? Nu pot să cred, așa ceva? Stai puțin. Păi, deci tu vrei să chiar să ne facem... Daria, stai puțin că n-am înțeles. Ce-a vrut să facă? A vrut să se deci nu? Simona! Mai fată, tu ești sănătoasă, ce ai? Nu mai face, te-am rugat Simona, să mai Simona, stai puțin, Simona, stai... Lăsați-mă în pace! Copotolește-te, mă, copile, mă! De ce plângi? Copotolește-te, mă, odată, mă! Momentele astea? Mă, ți-e rușine să-ți bagi joc de noi în halul ăsta? Îți pasă, nu? Dar nu ți-e rușine? Simona, tată, de ce... Haideți să nu ne mai învinovățim, pentru că nu ajutați deloc tâchica dumneavoastră. Evenimentul despre care discutăm s-a întâmplat acum 2 zile. Când? Poftim? Și de ce, Simona, stai, Daria... De ce n-ai spus nimic? De ce ați ascuns așa ceva? Te-ai temut cumva de consecințele faptelor tale? Pentru că maică-ta era internată în spital, aflase-și că a pierdut sarcina, tatăl tău era și el acolo, devastat. Nu m-am temut cât am regretat ce-am făcut. Cum să gândești așa? Nu-i fat-o! Păi și, draga mea, dacă ai ajuns în punctul în care să conștientizezi și să regreți, de ce să vrei să faci acest gest? Nu mi-a mai văzut rostul, pur și simplu. Toți consideram Simona. Că nimeni nu este... Aș vrea să o ascultați foarte bine pe fiica dumneavoastră. Te ascultăm. Nu mi-a mai văzut rostul, pur și simplu. Am considerat că nimeni nu este aproape de mine, nimeni nu știe ce simt, nimeni nu știe ce cred despre această situație. M-au lăsat doar pe mine nici să sufăr. Nici măcar tatăl tău? Pentru nu, că pe el l-ai văzut nu. Gen părintele bun. Da, l-am văzut până la un moment dat când o consola pe femeia aceasta. Femeia aceasta? Măi, nu ți-e rușine, însă mama aceasta. Ta mai copil. Măi, potolește-te odată, mă! Simona, te rog frumos, lasă-mă în pace. Cum s-a ajuns măi, aici? Măi, Dane, ce are fata asta, măi? Maria, lasă-o, lasă-ne calmăm puțin, Simona. Fica dumneavoastră, din punct de vedere emoțional, este la pământ. Ideea că voi nu mai sunteți o familie a afectat-o atât de mult încât, sincer și ți-o spun din suflet, nu ca să te etichetăm sau Doamne ferește,
tu ai nevoie de ajutor de specialitate pe care noi nu ți-l putem oferi. Cazul ăsta... Am încercat să fac ce pot, dar nu mai puteam. Avea niște schimbări tot timpul. Dar ai crezut că dacă faci acest gest, ce se va întâmpla? Atenția va veni către tine? Nu m-am gândit la atenție, că dacă puteam să-l termin și nu intervenea aia... Ai fi făcut asta? Ai fi mers până la capăt? Da, aș fi mers până la capăt. Doamne, Doamne, cum am ajuns la așa ceva? Nu se poate, nu pot să cred. Cum am ajuns? Măi, tu crezi că ești singurul copil la cărei familie se desparte să faci așa ceva? Nu știu cât de mult o ajută în momentul de față pe fiica dumneavoastră comparația cu alții. Ea este Simona. Alegeți să o mințiți în continuare? La gravitatea faptelor și la ce, ce aud aici... Ce mai am de aflat, tată? Ce mai am? Eu zic că ar fi cazul. Ar fi cazul, Maria, da. Așa e, ar fi cazul. Tocmai tu care spuneai să nu să mai ținem acolo. Nu m-am mințit, ce mai e de făcut acum? Nu mai e de făcut. Vreau să aud. Gata, cearta, vreau să aud adevărul. Adevărul vreau să-l aud. Da, cred, cum zice și Maria, în momentul de față ar fi cazul să zicem adevărul. Vă ascult. Uf, spune-i, Dan. Spun eu, spui tu. Hai, mamă, să-l aud de la tine. Simona, în primul rând, adevărul doare. Știi, da? Adevărul ne-a dat peste cap. Adevărul am ajuns... Deci adevărul e că noi am fi vrut să... Să nu, se... nu trebuia să se ajungă aici. Trebuia noi să-ți facem o mare, mare, mare fericire, o mare bucurie. Și uite-te ce s-a întâmplat. Simona, adevărul este că am încercat să reparăm ceva ce am stricat acum 3 ani. Ce? Păi, căsnicia noastră. Căsnicia, cum ce? Familia noastră, viața noastră. Măi, deci 20 de ani, niciodată n-ai stat așa să nebunit, hai să discutăm. Nu mai eu eram aia care tot timpul trăgeam de tine că trebuie să vorbim, că trebuie să-mi dai niște explicații, da? Așa, dintr-o dată, bă, după ce am divorțat, hop și tu, hai să vorbim, agitat, ce, spune și mie, da. Chiar acum crezi că e momentul? Pentru ce? Ce-ți veni? Că nu înțeleg Maria, ce-ți veni cu treaba asta. Maria, poate ne-am grăbit, poate, nu știu, poate n-am făcut tot ce trebuia făcut. Nu te-ai gândit la chestia asta? Că poate o să regretăm că, bă, uite, poate mai trebuia să facem și treaba aia. Nu te-ai gândit? Nu m-am gândit, pentru că dacă am plecat și am plecat pe drumul ăsta, era normal să nu mă gândesc, pentru că deja mă gândisem 20 de ani. La ce să mai mă gândesc? Știu, la ce? Știu, Maria, dar și pentru viața noastră, și pentru copilul nostru, și pentru... E bine să... Totuși, hai că poate... Nu știu cum să zic, nu vreau să te superi pe mine. Dar eu zic nu că merită încerca... Nu văd rostul. Văd rostul acestei conversații, zău. De greșit, am greșit amândoi. Da. Nu cred că numai eu. Da, Simona este copilul nostru, corect? Da. Asta avem împreună. Nu crezi că poate și Simona merită o șansă din partea părinților ei? Deci noi plănuiam să-ți facem o mare bucurie. Iuhu! Și ai înțeles? Ca să nu ne... Iuhu, nu! Nu? Simona, eu să înțeleg. Simona, și ca să înțelegi și motivația din spate... Părinții tăi, de ceva timp încoace, s-au împăcat. Formează din nou un cuplu. Ba chiar au ajuns și mai departe. S-au întâmplat lucruri. Poftim? Deci vedeți că ai ajuns voi... tu pe lume, urma să mai ajungă pe lume un băiețel sau o fetiță. Doar că, uite-te, nu a mai ajuns pe lume. Adică, cu alte cuvinte, trebuia să mai ai un frățior. Acel copil era fratele meu? Da. Vedeți ce ați făcut cu minciuna asta? Ce ați făcut cu minciuna asta? Numai voi m-ați spus. Deci în acest moment, dragii mei, eu o să mă retrag, pentru că mă simt copleșit de tot ce se întâmplă aici. Sunt treburile voastre de familie, spălați-vă rufele între voi, eu mă retrag că nu m-am ce căuta aici. Deci noi plănuiam să-i facem o bucurie și uitați la ce s-a ajuns. Păi dacă plănuiați, putea să-mi și spuneți ca să fie bucurie. Simona, trebuia să fim siguri întâi că am reparat tot ce stricasem între noi doi. Cum puteam să spunem? Nu am venit să spunem? De cât timp... voiați să-mi faceți această bucurie de care nu mi-ați spus? De cât timp vă reîmpăcați? Simona, lucrăm de ceva vreme la chestia asta. Am decis împreună, Maria chiar a insistat să nu spunem momentan nimic. Păi da, cum să-ți spunem, măi, fata având mea? Având în vedere faptul că știați
cât de mult își dorește Simona să vă vadă din nou o familie. Înțeleg chestia cu ghinionul, ceasul rău, wow, să nu stricăm ceva, dar totuși... Păi dacă nu mergea, nu vă dați seama că era exact. un alt șoc făcea pentru ea? Rău. Eu asta făcea vreau mult să mai rău, domnule Ernest. Deci de aceea am insistat, eu am voi insistat. Voi să știți dacă merge, dacă funcționează. Cât o țineați așa, 10 ani? Păi nu, acum chiar vreau să-i spunem, pentru că era momentul să-i spunem, nu? Nu spunem nimănui nimic. Deci noi trebuie să intrăm în această... Bobă, cum vrei tu să-i spui, nu știu, așa, da? Așa. Și să vedem unde ajungem. Dacă vedem că e spre bine, atunci putem să le spunem, nu celorlalți. Dar de ce să facem iluzii de șartă oamenilor care probabil după aceea, dacă noi nu ne împăcăm, ce facem? Nu e bună ideea mea? Nu spunem nimic, nimănui. Am înțeles, te înțeleg perfect și... Am dreptate? Da, îți dau dreptate. Da, putem să încercăm. Ok. Sunt de acord cu tine. Degeaba vă dați o șansă dacă o pierdeți pe ea. Bineînțeles. Are nevoie de ajutor de specialitate, Simon. Da, clar, vom face tot posibilul. Tot posibilul și noi vom merge. Clar că va trebui să mergem cât mai cu toții, repede. Nu? Eu nu pot să mai fiu psihologul ei. Chiar nu mai am cum. Te cred. Mi-am te pus cred. În pericol viața, cred, nu pot să mai fac asta. Simona, eu și sigur și mama ta, sincer, cred, ne pare rău și chiar vrem să-ți cerem iertare. Iartă-ne, dar am crezut, noi am crezut că facem spre binele tău tot ce am făcut. N-am știut, nici prin cap nu ne-a trecut că o să suferi atât de mult. Acum am realizat în momentele astea... Deci suntem oameni și noi, suntem părinți, dar suntem până la urmă și noi tot oameni. Am greșit mult, am așa greșit. Este. Iar oamenii din greșeli învață. Exact. Atunci, ce să spun, domnule Ernest? Sunt închit și eu am făcut toate acestea tot spre binele nostru. Nu e nici momentul, nici locul pentru genul acesta de discuție. Nici de cum nu sunteți chit și nu despre asta este vorba. Mai degrabă, mai dați-vă o șansă. Pe Simona a afectat-o mult divorțul părinților, dar pentru dezbinarea familiei a considerat-o vinovată doar pe mama ei, față de care a dezvoltat un sentiment de ură. Ea a șocat pe toată lumea cu acțiunile ei. Având un fond emoțional labil, a pierdut controlul și s-a răzbunat în cel mai șocant mod. Atacul pe care Simona l-a plănuit asupra mamei sale este o dovadă a faptului că are nevoie de ajutor, la fel și încercarea ei de a-și pune capăt zilelor. Dacă Maria și Dan nu s-ar fi bazat pe simple presupuneri și ar fi comunicat cu Simona eficient, mai mult ca sigur că deznodământul poveștii de astăzi nu ar fi fost atât de problematic. Maria și Dan au înțeles în final că fiica lor are nevoie de ajutor de specialitate, dar și de susținerea și de înțelegerea lor, de comunicare și armonie, ca, până la urmă, să redevină familia întregită și armonioasă de odinioară. Dacă dă o mașină peste tine, pe bune te lovea o mașină și mai... Și ce te interesează pe normal tine? Normal că mă interesează, sunt iubitul tău! Băi, despre ce vorbim? Are și ea un iubit. E o vârstă la care trebuie să vorbești cu ea. Ți-am spus de 1000 de ori, nu mai ai ce vorbi cu măta, nu mai ai ce vorbi cu fita, nu mai ai ce vorbi cu familia ta. Mamă n-am, tată n-am, de ce mai trăiesc eu pe lumea asta, nu știu. Gândește-te bine și spune-i. Erai mic, aveai 8 ani, nu cunoșteam limba, nu știam unde o să stau. Ea face tot ce face pentru tine, ca să-ți fie ție bine. M-ați mințit ca pe un copil mic până acum, de 10 ani de zile. Destul că am grijă de fita, vrei să-mi o bagi pe repoată ta. Așa ceva nu se poate. Nu mai e micuță, nu poți să-l lași să creadă că totul e roz și că viața e, că maica sa o iubește, că o să vină, că o să plece ea în Italia. Unde în Italia? La cine? Toate minciunile pe care tu i le-ai băgat ei în cap au fost plănuite de tine. Ai cu din gură? Întrebată de mine. De ce mai minți mamaie? De ce? Stai, că-ți spun tot adevărul.